Salutare, oameni buni, și bine ați revenit! Astăzi vreau să vorbim despre Black Friday, un fenomen interesant, controversat, unii zic că e bun, alții că e rău. La început vă povestesc cum a apărut, ce se întâmplă, ce reduceri pot oferi magazinele, cum funcționează un magazin și cum fac bani producătorul, distribuitorul și magazinul. Iar în partea a doua am să vă arăt pe ecran un exemplu concret cum aflați dacă un produs este la preț bun sau la preț umflat sau... Bine, există o grămadă de metode, există mai multe metode. Pentru început, vreau să vă rog să dați click pe linkul din descriere, să vedeți acolo lista cu produse care sunt anunțate la reducere la EMAG și vreau să-mi comentați dacă sunt produse cu preț bun, sunt reduceri reale sau părerea voastră în general despre Black Friday la EMAG. Vorbesc de EMAG acum, nu de restul magazinelor și o să vedeți că sunt mai multe discuții aici. Dar, revenind la subiectul de astăzi, Black Friday. Acum, orice producător de electronice, dispozitive, piatră, hârtie, apă, ce vreți voi, nu poate trăi dacă nu vinde produsul mai scump decât îl face, nu? Deci dacă ei fac 1.000.000 de bucăți de cărămidă cu 1 euro, ei trebuie să-l vândă cu 1,1 euro ca să poată să facă profit. Dacă l-ar vinde mai prost, să zicem că se întâmplă, scad prețurile pe piața internațională, nu se mai cumpără și chestii, aia ies în pierdere și banii aia cine-i pune? Proprietarul, acționarii magazinului, aduc bani de acasă, plătesc ei și plătesc taxele și eventual poate să dea și faliment. Asta e una. Doi, la fel se întâmplă cu magazinul. Magazinul ia de la ăla produsul cu 1 euro sau cu 1,1, să zicem că îi dă 1,1 pe produs, iar apoi el trebuie să-l vândă. Vă închipuiți voi că un magazin poate să lase din preț 90% din prețul produsului? Asta ar însemna același lucru, să dea faliment, să închidă, să ia banii din salariile muncitorilor, ceva de genul ăsta, pentru că nu există altă soluție. Astfel încât toate campaniile astea sunt gândite în alt fel, sunt gândite la modul general, adică ei iau produsul cu 1,1 și îl pun automat la vânzare cu 2,2, să zicem. Și pe parcursul anului, astăzi este duminica de reduceri, scădem de la 2,2 la 1,8, astfel încât toată lumea e mulțumită și producătorul a făcut bani, distribuitorul a făcut bani, magazinul a făcut bani și clientul e mulțumit că l-a luat mai ieftin decât cu 2,2. Toată chestia asta se întâmplă la magazine mari, Amazon, EMAG, Altex, până la cele la buticul de la cartier care ia marfă de la Metro și o vinde cu preț dublu, triplu față de un hipermarket sau un magazin de ăsta foarte mare. Evident că asta se numește de Black Friday. Puțină istorie, că am zis că vă povestesc din istorie. Fenomenul a apărut prin anii 50-60, când ei au descoperit că în noiembrie nu prea se vindea nimic, că oamenii puneau bani deoparte ca să cumpere în decembrie cadouri și așa. Iar asta i-a afectat pe cei cu magazine, pentru că produsele din seria veche care expirau deja sau erau pe final de gamă, rămâneau în depozit, nu se vindeau, nici producătorului nu-i convenea, producătorul venea cu noua generație pentru a fi la timp pentru sărbătorile de iarnă, ăia n-aveau nici măcar loc în depozit să depoziteze noua marfă, toată lumea pierdea bani la faza asta și atunci împreună cu producătorii, cu distribuitorii și cu vânzătorii au zis, bă, hai să facem o campanie să scăpăm naibii din stocurile astea. Într-adevăr, existând stocuri de produse care altfel și-ar fi pierdut valoarea. De asta vedeți oameni fugind cu căruțurile alea cu televizoare. Sunt televizoare care la lansare au fost 1000 de euro, după aia s-au scăzut pe parcursul anului la 600 și acum de Black Friday le lasă la 200-300 ca să, de fapt, la prețul lui de producție, ca să zic așa, asta e toată șmecheria, le lasă la prețul lui, astfel încât poate chiar un leu peste prețul de producție, astfel încât și magazinul câștigă ceva și producătorul câștigă ceva și nu iese toată lumea în pierdere. Evident, astea și pe de altă parte sunt stocuri limitate, adică dacă n-ai apucat să iei din primii să cumperi chestia aia, nu o să-l mai prinzi, pentru că se epuizează, toată lumea stă cu mâna pe mouse, cu mâna pe F5, comandă, bye, bye, bye. Cam asta se întâmplă.
Prin 2011, dacă nu mă înșel eu, EMAG au adus fenomenul ăsta în România, tot pe ideea că, bă, sigur, România adoră reducerile și o să iasă foarte bine toată treaba asta. Și așa a fost, adică au vândut nesperat de mult, nici ceilalți nu a venit să creadă că se poate vinde atât de mult într-un singur weekend. Practic, cum spuneau ei, într-o singură zi, de fapt 3 zile, că începe vineri, e sâmbătă și duminică partea de final, se vinde cât tot anul aproape, adică fac niște volume foarte mari. Și bă, de acolo au observat diverse chestii, că curierii n-au timp să ajungă, că era la final de noiembrie și venea ziua națională și la la la, toată lumea avea liber și n-avea cum să trimită produsele și atunci au mutat-o mai pe la jumătatea lunii noiembrie. De la început, cam din 2012, toți marii jucători au făcut Black Friday, dar încercând cumva și să-i ducă în derizor campania asta. Adică mai tăiau un leu și era 1999,99, devenea 1998,99 și ziceau că e redus. Sau pur și simplu fake, luând un preț, punând preza minerală 2500, tăiat și pus 1999, deși ăla a fost 1999 tot timpul. Iar oamenii, da, foarte mulți sunt revoltați și foarte mulți, inclus și EMAG în schema asta, că fiind convinși că și EMAG face la fel, ba nu, că el face și mai rău. Iar eu vă zic asta din experiența de atâția ani, deja sunt 10 ani cât sunt, la EMAG găsești și produse reduse, da? Sunt printre puțini, bine, acum și la PC Garage și la alții. Chiar găsiți produse reduse, doar trebuie să fiți atenți. Și o să vă arăt în partea a doua a clipului cum găsești produsul și cum îl compari. Acum o scurtă prezentare legată de magazine și de nivelul reducerii. Și Amazon, care este cel mai mare magazin de pe planeta asta, adică e aproape în toate țările, poate să negocieze un discount mult mai mare, pentru că ei cumpără volume foarte mari de produse pe care apoi le vând în toată lumea. La noi EMAG ar fi corespondentul, dar EMAG-ul este doar în 3, 4, 5 țări, e ceva mic. Infrastructura e mică, transporturile merg greu, deci nu poți să-l compari. Însă să zicem că și ei poate să negocieze un anumit discount. Și probabil, din ce am înțeles din discuție cu cei de la EMAG, în momentul când ei cumpără un stoc mai mare de produse, negociază cu producătorul, cu distribuitorul, astfel încât o parte din ele care rămân și nu se vând să fie băgate la Black Friday la aceste campanii. Iar asta se poate face dacă dintr-un stoc i-au vândut mai mult de jumătate și au făcut destul profit, atunci o parte care merge mai greu sau nu se vinde se poate băga la discount. În aceeași idee, chiar și Altex, dacă ar vrea să facă cu adevărat campanii de discount, nu ca asta de acum pentru care i-a închis ANPC-ul, Altex ar putea să negocieze cu producătorii, cu furnizorii, astfel încât să dea discounturi. Însă, înțelegeți încă o dată foarte clar, nu există discount de 90, de 80, de 100%. Există un discount de maximum 20, 25, poate 30, poate 40, dar deja intrăm în... Poate 40% poți să dai la o baterie, la un cablu, la un bec, la o chestie de asta minoră. Dar la un produs de asta mai complicat, niciun caz. Pe de altă parte, sigur că se pot face pachete interesante la care putem să ne gândim la reduceri foarte mari. De exemplu, ați văzut produse pe AliExpress care costă foarte puțin. De exemplu, căni cu un brand pe ele sau cu ceva. Sau poate să fie chiar Star Wars sau Dune sau orice film de ăsta s-a lansat nou. Și atunci, dacă tu le iei de pe AliExpress cu un cent bucata și le vinzi foarte scump în cursul anului cu un dolar, cu 5 dolari, ceva de genul ăsta, de Black Friday poți să scazi prețul ăla de 5 dolari la 2,5 sau 1 dolar la 0,50 și faci profit în continuare, dar de fapt nu ai scăzut prețul produsului. Ai renunțat practic la o parte din profitul tău, ai renunțat la o parte din banii tăi pentru a vinde la mai multă lume. Dar da, sunt multe studii care spun că e și o chestie psihologică, că oamenilor le e frică să nu rateze, oferta și atunci cumpără toate prostiile de care oricum nu prea au nevoie. Însă sunt și vești bune, adică așa cum
Există dreptul de a returna și primești bani înapoi. Există multe alte chestii și, bineînțeles, astea se respectă la magazinele ca lume. La alea proaste ați văzut, la alea proaste îți găsește orice scuză ca să nu poți să returnezi produsul. Și la fel trebuie mers la ANPC și o să vedeți că ANPC-ul îi mai bagă în priză din când în când. În fine, asta am vrut eu să vă explic cu Black Friday. Există oferte de Black Friday dacă știi să te uiți unde anume. Și pe scurt, câteva chestii pe care le puteți face sunt să verificați prețul aceluiași produs pe alte magazine, pe comparatoare de prețuri, pe Amazon. Amazon are cel mai multe site-uri, de exemplu UK, Germania, Franța, Spania, Italia. Pe oricare din astea, vedeți cam cât costă acolo, cât ar costa cu transport și etc. Și dacă ieșiți mai bine, mergeți cu încredere mai departe. Dacă nu ieșiți mai bine și vi se pare că este un preț de nimic, înseamnă că e o reducere inventată. Cam asta e prima parte. Haideți să vedem pe ecran, practic, cum verificăm noi chestia asta și alte câteva sfaturi pe care vreau să vi le arăt. În rest, nu trebuie să cumpărați ceva doar pentru că e la preț bun acum. Mai sunt unii ați văzut, care cumpără chestii la ofertă și le vând separat. De exemplu, era o reducere la un telefon împreună cu căști, destul de scumpe, și apoi omul s-a luat la ofertă aia și se chinuia să le vândă mai scump, astfel încât să iasă în profit. Se poate face, dar e greu, costisitor, pierzi foarte mult timp, negociezi cu o grămadă de oameni. Oamenii care au fost la curent cu oferta, în niciun caz nu o să-ți cumpere ție produsul și așa mai departe. Deci e complicat. Mai bine cumpărați ceva ce aveți nevoie sau vreți să-l luați cadou cuiva sau vă ajută cu ceva pe viitor, decât să dați banii pe toate tâmpenii. Da, hai să vedem pe ecran. Deci, revin cu rugămintea de a vizita pagina din descrierea clipului, linkul de pe computer blog, și să vedeți mai jos, derulat, găsiți lista de produse de Black Friday. Sunt câteva reduceri anunțate de ei înainte, care sunt exclusive pentru mine și o să mai găsiți pe alte bloguri alte exemple de reduceri, iar reducerile sunt chiar bune. De exemplu, vă dau cea mai mare, că asta mi s-a părut cea mai interesantă de la început. Sistem Mesh Triple Link Deco X60, 3 bucăți, de la 2100 la 700. Ăsta mesh-ul este un router din 3 bucăți, adică unul îl pui la cablu acolo unde ți intră net în el, iar celelalte două în celelalte camere, adică te duci cu el mai încolo, îl pui la priză, pac, îl conectezi la celălalt și ai un sistem cu o rețea foarte bună în toată casa, viteză mare, transfer rapid de date, streaming foarte bun, jocuri ca lumea. Asta e o chestie foarte tare și este un dispozitiv de ultimă generație, cu Wi-Fi 6, cu tot ce trebuie ca să ai o experiență foarte bună. Iar de la 2000 la 700 mi se pare un preț foarte bun, chiar redus. Dar sunt curios ce părere aveți și voi. Hai să luăm pe telefoane, de exemplu. Pe telefoane Oppo Reno 5 Lite, despre care îl găsiți review-ul pe canalul meu, de la 1300 la 999, 23% reducere. E drept că e mai de mult, că atunci era mai scump și s-a mai ieftinit. OnePlus 8T. OnePlus 8T flagship de anul trecut, foarte bun, de la 2500 la 1900. Adică aproape 600 de lei redus. Mi se pare destul de mult și vreau să vă arăt practic sistemul prin care vă dați seama dacă e o reducere bună sau nu e bună. Și vreau să luăm, de exemplu, Oppo Reno 5 Lite. 128, 8 GB de RAM, îl știți. 1299 acum și prețul de referință al lui e afișat pe site. 158999, adică aproape 1600 de lei era prețul original. Și pur și simplu îi luăm numele de aici și îl căutăm în alte magazine să vedem ce găsim. Da. Avem 1299 și la Altex, 1299 la Altex. 119, nu e Reno 4 Lite, mai confundă și Google asta, Reno 6, Reno 5 și altele. Și ăsta care a arătat la 723 este la Orange, dar este cu abonament 75 de lei pe lună timp de 2 luni, adică nu prea. La Oppo.com, ia să vedem ce zice la Oppo.com.
Oppo Reno 5 Lite, Film Your Stories, bla bla, camera i și dăm cumpără. Te duce în toate astea și poți să-ți alegi tu de unde să-l cumperi. Hai să-l luăm la Digi, de exemplu. La această ofertă nu mai este disponibilă. Flanco. Ne pare rău, lucrăm la Black Friday, deci nu prea. 1299 și la Media Galaxy. Bun. Și acum îi dau celebra formulare românească. Preț lei. Da? Ca să înțeleagă el că chiar vreau să cumpăr telefonul ăsta, să-mi găsească oferte mai bune. Îmi găsește din nou Orange, din nou EMAG, din nou Altex și Compark.ro. Da? Compark.ro. 1199, 1399, 1299, fiecare magazin cât poate, inclusiv IT Galaxy, care îl pune la 1655. Deci, un client oarecare, care nu se informează, nu a fost atent la discuții, nu urmărește, poate să intre pe IT Galaxy, să-i placă telefonul ăsta și să-l cumpere la 1655, din condiții în care el va fi 999 de Black Friday. Adică, există reduceri care sunt cât de cât. Și ai de curiozitate să vedem cât ar fi pe Amazon, da? Din ce am observat eu, Amazon DE este cel mai ieftin. Pardon. Nu găsește Lite. Amazon.com.tr. Și nu cred că există pe stoc, deci nu mi-arată niciun preț. Ia, Amazon Italia. Găsește accesorii, dar nu găsește telefonul. Deci nu prea putem să vedem un preț real pentru acest telefon, cât este la nivel internațional. Dar pot să fac altă chestie, vă arăt imediat dacă nu-l găsește. Reno 4, Reno 6, deci nu mai găsești. Uite asta, 8T-ul, da? 499 euro, la EMAG este 2500 de lei și va fi redus la 1800, deci e un preț foarte bun, da? Deci nu-l găsim pe Lite. A, o să fac așa. Price euro. Da. Price specs nu mă interesează. Orange din nou, ăștia cu SEO puternic se vagă și peste căutări în engleză și peste căutări în chineză. Nu ne interesează. Și ăștia sunt un fel de Mobilissimo internațional, adică prețul Oppo Reno 5 Lite în Europa. 270 de euro, ia să vedem cât ar însemna. $1,336, deci peste tot și în Europa e la preț destul de mare, însă de Black Friday va fi redus, ceea ce mi se pare foarte interesant. Putem să facem aceeași căutare la orice alt telefon, cum ați văzut la OnePlus 8T chiar e o reducere. Habar n-am la ce să... Televizor LG OLED, da? Este 3999, iar de Black Friday va fi 3499, cu 500 de lei redus. 3499 la Altex, deci aici l-au cam adus la același nivel, probabil tot intervenind producătorul care să spună produsul, să le impună un preț anume. Scaunul ăsta nu găsim. Samsung, ia.
Samsung 43AU este 1799 acum și va fi 1299, deci tot cu 500 de lei redus. 1799 și la Altex. 1599 la Altex, dar fac pe eu că e alt model, este T1AU. Da. Și la alte magazine, la Compag, 1.8, 1.7, 1.8, 1.6, 1.6, deci nu există nimeni cu un preț mai bun. Există chiar și la 3.000 de lei la alte magazine, da? În fine, se mai încurcă produsele, se mai încurcă prețurile, dar în general cam asta e situația. Există unele reduceri, da, desigur că majoritatea sunt cam țeapă. Și vreau să vă mai arăt o chestie, știți că unii dintre cei care susțin blogul în mod special sunt Mobile Direct, ați văzut videoul la finalul clipurilor și dacă intrați astăzi pe Mobile Direct, o să vedeți că și la ei sunt promoții Black Friday, se termină peste 16 zile, deci aveți timp să vă gândiți, eu o să-mi iau din nou huse pentru telefon. Încărcătoare wireless, carduri microSD, încărcător auto, cabluri, mereu îmi iau câte 10 cabluri și le termin, se rup, se strică, le pierd și așa mai departe. Suporturi pentru birou, huse de tabletă, încărcătoare de priză și așa mai departe. Deci găsiți o grămadă de chestii și foarte multe chestii cu reducere de Black Friday. Cam asta a fost, dacă sunteți atenți și pe fază, sigur prindeți ceva. În mod tradițional mi-am luat de Black Friday hard disk-uri, SSD-uri, hard disk extern, monitoare. Mai era o chestie pe care am primit-o de la PC Garage, mi s-a părut interesant și am preluat la știri. PC Garage au un monitor care se duce reducerea de la 1000 de lei la 300 de lei. La 400 de lei, pardon. Deci PC Garage are 925, un monitor LED MSI Pro 27 de inch, 75 de Hz rată de refresh, un bun dispozitiv, destul de bun. Și hai să vedem cât costă pe alte site-uri. 650, 799, 923, 695, iar de Black Friday va fi pe PC Garage la 399. Mi se pare o afacere foarte bună dacă aveți nevoie de un monitor. Urmăriți chestii de-astea care vă trebuie, care puteți face ceva util cu ele, care sau le puteți da cadou cuiva și o să găsiți chestii interesante de Black Friday. Ne auzim în curând. Baftă! Ciao! Cu sprijinul mobiledirect.ro, huse și accesorii pentru telefonul tău.